După câte luni de la operație? O lună și 15 zile. O lună și 15 zile. Ai și scăpat de cârje? Da, de 6 zile. De 6 zile. Haideți să luăm un loc aici, Pavel. Ai un pahar cu apă și stăm de povești cu Pavel Bartoș, care, ce credeți, oameni buni, de curând a scăpat de această intervenție chirurgicală. Am scăpat ligamente încrucișate, adică, nu? De aia n-am scăpat. Mi-e aici. E acolo. Ai scăpat de problemă. O țin toată viața. Ai scăpat de toată problema. Da, 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 da. Mă, și ce-mi dau seama, că eu anul trecut pe vremea asta eram fix ca tine. Da? Exact în perioada asta. Am înțeles. Aceeași problemă, la același picior, tot la stângușeu. Doar că erai brunet. Da. Același doctor. Da, același doctor. Îl salut pe această cale pe doctor Codorean. Mamă, un doctor genial. Da, exact, un timp fabulos. Da, îi mulțumesc, doamne, că l-am cunoscut, pentru că m-a convins el să fac operația. Că tot am amânat-o aproape un an de zile, crezând că o lasă, că eu o să pot, că n-o să trebuiască să fac operația. Dar uite că am făcut-o cu drag și mă bucur că am făcut-o. Haideți să le spunem oamenilor, practic, ce s-a întâmplat? Uite-l pe doctor aici. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Cum să zic eu, au fost mai multe, cumulate. De exemplu, meniscul era o chestie degenerativă, adică s-ar putea asta să fie și la dreptul dacă a fost da. Pentru că eu am făcut niște sporturi la viața mea, de la hockey, ski, patinaj, știi cum e, unde se folosea articulațiile tot. Destul de dure, până la, cum să zic eu, momentul ăsta, nici pe scenă, pe scena de teatru nu eram vreun, cum să zic, liniștit. Înțelegi? Adică da. Mă arunc, mă dau cu capul de toți pereții și știi cum e, toate aceste mișcări se adună. Și la un moment dat uiți că ai o vârstă, uiți că ai niște kilograme, toate sunt pe, cum să zic eu, pe genunchi. Și practic, nu, se rup ligamentele încrucișate la piciorul stâng. Ligamentul încrucișat anterior, da. Așa, după aceea, că operația a fost mai complexă, meniscul suturat în vreo 4-5 locuri și domnul doctor, după ce a deschis și a văzut bufetul suedez care a acolo, a zis așa, opa, ai și la cartilaj, cartilajele sunt una într-una. Și atunci mi-a făcut un pic de spațiu, că oricum mi-ar fi zis, bă, peste 5 ani ai fi venit ca să facem această operație. Bun, și practic tu cum ți-ai rupt chestia asta? Măi, ligamentele. A fost o căzătură cândva la schi. Eu am trecut peste, am zis că lasă, că nu știu ce, și am remenit și eu tot am sperat, știi cum e, cum sunt oamenii aia, las că nu mă operez. Da, da. Am revenit foarte ușor, dar asta pentru că beneficiam de o musculatură destul de bună pe picior. Mi-a zis, băi, tu cu musculatura ta, tu poți să mergi liniștit, adică fără să faci operația. Dar am simțit tot timpul că nu sunt la capacitate maximă, adică nu pot să alerg. Stăpân pe tine. Nu pot să alerg și pe scenă, mai fugea genunchiul în stânga, eu mergeam în dreapta, adică existau tot felul de lucruri de genul și am zis, nu mă, oricum, că toată lumea spune, băi, recuperarea este groaznică, e lungă, e de durată. Da, este, dar oricum vor trece 6 luni din viața mea. De ce să nu treacă cu folos? Adică de ce să nu am măcar speranța că o să revin pe terenul de fotbal, mă rog, nu la Euro, da. Deși preconiz la Euro 2024, așa, voi reveni pe pârtie, voi face lucruri care îmi plac. Dar că de fapt asta e toată cum chestia. A fost perioada asta cât ai stat acasă? Pentru că stai, ai făcut cu aparatul ăla, dezmișcă piciorul. Da, ăla este, da, ăla e, hai să zicem, e lucrul cel mai ușor. Da. Și uite, e minune de la, cum să zic eu, minunea medicinii. Că te ajută. Uite, acum 10 ani nu exista acel aparat. Adică deja de a doua zi după operație, eu m-am pus la ăla și ți-l mișcă singur. Da, și atunci mușchiul tău nu se lasă atât de mult, nu este atrofiat. Ăla și după aia acumulate cu alte lucruri, adică e foarte important. Și cum era când ai stat acasă, că ai și slăbit în perioada asta și mi s-a întâmplat la fel. Da. Tu câte kilograme ai dat jos? Mă, cred că vreo 7-8 kg. Pentru că exact și eu la fel am slăbit, cu toate că tu stai mult jos și la pat, nu te îngrași. Dar am avut grijă. Nu, ideea că mai era la mine, mai am avut o grijă că atunci a venit Revelionul și Crăciunul. Înțelegi? Și eu am crezut, lasă că o să fie. Dar am zis, băi, te-ai operat înainte de Crăciun. Da, de Crăciun și am zis, dacă nu am grijă acum de mine, o să iau proporții. Adică și mai mari. Și am avut grijă. Chiar am avut grijă. Ăla a fost la mine hopul în care am zis, bă, nu te arunca. Ho, nu, de parcă nici nu mai era poftă așa. Nu 15 sarmale, bagă doar 8, știi? După a doua zi, nu 8 sarmale, bagă doar 4. După aia... Dar parcă nici nu mai era așa poftă cum era înainte, nu? Bă, ți-e poftă, lasă-mă, că mie nu mai poftă. Așa. Deci, adică era mult mai și relaxat. Acum am mâncat ceva slană în ăsta, mi s-a făcut o poftă de mamă. Bine, am trebuit să gust un pic. Ba da, ți-e poftă, dar e o chestie și de voință. Bă, vrei? Și știi cum, mai realizezi niște lucruri, că ai o vârstă, încep să ai niște... Ai simțit chestia asta acum mai bine? Nu neapărat ăsta, știi, totul, când te operezi la 20 de ani, recuperarea este alta. Când te operezi la 30 de ani, știi, ai că trece, sunt mai ușor. Nu. Și zici așa, stai un pic, domnule, dacă tot am făcut-o acum, în preajma acestei vârste, zici, bă, dar de ce să n-am grijă? 49.
Mulțumim. Cred. Da, 49, cam 48. Așa. Când faci 50? Pe cât? Nu știu, anul viitor, cred. Da, la anul, okay. Anul viitor, păi, la ce oră? Da, a fost. Te-am și când? Chemat. Mă rog, asta e o altă discuție, dar o avem... Când a fost? Când? Când tu erai cu tati part-time prin turneu. Pe 20 ianuarie, de ziua mea. A fost de ziua mea. Eram plecat, la anul, tot pe 20 ianuarie, tot de ziua mea. Bun, și pe 27 ianuarie am plinit 46. Da. De asta. Și nu simți 50-ul ăla, n-ai simțit acum cu operația, că nu, știi, ești neputincios, că familia parcă nu poți să o ajuți. Măi, e frustrant, e frustrant, de ce? Pentru că n-ai voie să pui picioarele jos. Adică n-ai voie nici piciorul ăla. Și te ții doar în ăsta și în mâini, adică este destul de greu. E un praf psihologic destul de important. Dar eu, pentru că am fost pregătit psihic pentru operație, adică, băi, eu vreau, eu țin și să fac această operație, nu a fost o chestie că, bă, am ce face, o fac, vai, după aia, pentru că văd oameni în jurul meu și care sunt și la recuperare, sunt și acolo, au fost înainte în sala de operație, ziceau, Doamne, dar n-am avut ce face, trebuie să... Și am zis, Doamne, dacă ați făcut-o, Domnule, dacă ai făcut-o, du-te, Domnule, bucură-te. Dar știi care e toată povestea? Și eu la fel ca tine. Mă simțeam bine, puteam să merg, n-aveam nimic și totuși mi-am dat seama că dacă nu mă operez, o să fie o mare problemă în viitor. Și m-am dus, da, când mi era bine, știi, da, să mă operez, adică că nu mă durea. Și mie, știi cum e, că mi-era bine la teatru, nu știu ce, mă mișcam, dar simțeam că nu pot să sar cum vreau eu, la un moment dat nu pot să alerg și era frustrant și mi-a zis un pic, știi, cu doctorul, bă, s-ar putea să ajungi la 70 de ani și poate să șchiopătez un pic, un pic, în cazul cel mai bun. Nu, și am zis, nu, nu vreau așa ceva. Și plus că era foarte frustrant că ai mei prieteni mergeau la schi, mergeau, hai, bă, ieșim la fotbal. Nu, mergem la tenis. Nu. Bă, dar la nimic. Și cu familia cum a fost? Măi, familia a fost de partea mea. Adică ei m-au susținut total. E foarte clar, important. 100%, e foarte important să te susțină. Gândește-te că ești cumva la mâna 3 săptămâni, cât ești oarecum în convalescență. Și la mine făceau cu rândul copiii, da, care e asistentul șef, da, ce-ți aducem, ce ai nevoie. Nu, am avut noroc, am avut, uite, iar cu astea două, cum să zic eu, două păstări, că astea erau tot timpul acasă, Rita cu Sofia, Doamne. Deci Sofia, bine, cu Sofia e și foarte tătoasă, așa, știi? Tati, de ce? Dar am Rita, mijlocia, care oricum ea e, cum să zic eu, eu consider aristocrata familiei. Mai a avut o, cum să zic eu, o aplicare, o deschidere. Tati, te mai ajut ceva, te mai... Știi cum e? Îți face bine, îți face bine. Da, și te ajută chestia asta. E bine, e bine. Nu, am avut susținerea totală. Din toate punctele. Nu observai mai multe lucruri prin casă, acum stând dat într-un pat, așa? Ba da, dar astea le-am observat de la pandemie. Adică de la pandemie mi-a fost de ajuns. În timpul pandemiei am simțit că la un moment dat i-am chemat pe aia de la gaze, când stăteam în curte și zice, băi, miros de gaze. Și ăla mi-a zis, domnule, de când n-ați mai stat 3-4 ore în grădină sau, nu știu, mă rog, în curte, așa. Și acolo, păi, un pus de petrol, da, de asta mirosea gaze. Da, da, și zice, păi n-am stat, adică stau așa puțin. Când stați acasă, stați 50 de minute sau nu știu. Dar acolo stăteam în pandemie, stăteam 4-5 ore în curte, zice, acum aveți timp să simțiți toate mirosurile. Așa că nu mi-a fost asta cu ce am văzut acum. Nu, eu doar am încercat să mă bucur de niște lucruri. Ai mai mult timp de tine, să stai, să, da, tu cu și tine. Și să realizez. Să... Și chiar vreau un pic, serios, să adică îmbunătățesc asta, viața. Da, adică, clar, calitatea vieții s-o îmbunătățesc. Nu să renunț. Și care sunt primele lucruri pe care le faci? Măi, în primul rând, cum să zic eu, să vezi că cămășile XL îți sunt un pic largi. Înțelegi? Asta e foarte important. Adică să devină L. Acum nu tind spre M sau S. Nu, dar vreau să fie mie foarte bine. Și în primul rând, după aia, e iarăși pentru picior, că săraca operație nu mai duce atâtea kilograme cât te ducea înainte. E foarte important după aia și pentru recuperare. Dar ai... Ce mai schimbi? Poftim? Ce mai vrei să schimbi? Nu știu, în felul de a mă... Știi cum e? Stai un pic și te raportezi. Băi, te apropii de 50 de ani. Probabil eu merg pe ideea că sunt la jumătate de viață. Jur că așa merg. Deci eu sunt la jumătate de viață. Și am zis, bă, de asta jumătate de viață vreau să mă bucur din plin. Da, adică să mă bucur. Să fac lucruri, faci atâtea proiecte, care să ai mai multă, da, timp pentru tine. Să știu să spun nu, dar să spun nu pertinent. Să fac lucrurile care îmi plac acum. Să văd, să colin și să văd. Adică să nu mai am mâini mereu. Să nu mai am mâini. Noi tot avem, știi, chestia asta. Las că o facem. Știi că Andreesca a avut o chestie senzațională, mi-a povestit o dată că se tot așa se apropia și ea de o vârstă și se tot aranja, nu știu ce, să plece, nu știu unde și în altă țară străină și zice tasu, da, în România de ce nu te duci, să nu știu ce. Lasă-mă, tate, că o să am am toată viața în față. Mi-a zis, greșit, n-ai nici jumătate din ea. Da. Bine, acum a glumit. Așa. Și aia mi-a rămas chestia asta. Și așa e. Și sunt ani activi. Și în teatru vreau să fac rolurile care îmi plac. În film vreau să fac rolurile care îmi plac. Dacă nu vin de la alții, atunci să le gestionez eu.
Înțelegi? Că e, adică e vârsta și momentul și când poți să faci chestia asta, exact. Poți să faci alegerile astea. Da, uite, de exemplu, acum mi-am permis, eu un rol, tot am, știi, am colaborările astea, le-am tot amânat. Și acum au venit cei de la Teatrul Național din Chișinău, Teatrul Național Satiricus din Chișinău, împreună cu Teatrul Stella Popescu din București, și au zis, domnule, noi vrem să facem o colaborare, vrem să facem o colaborare în aceste două teatre și uite, vrem să montăm piesa Escu de Tudor Mușoare. Vrei să reușim? Și am zis, da! Eu care până acum zic, nu fac colaborări. Băi, dar am zis, e un rol care îmi place, vreau să-l fac acum, vreau să mă bucur de el. Plus că în contextul ăsta, acum ne având la Odeon un rol în care să repet, îmi face bine, mă face să mă recuperez mai repede. Să te simți util, să simți că și-au revenit lucrurile. Da, pentru că, într-adevăr, în toată chestia asta, știi, ai, te gândești, Doamne Dumnezeule, cred că să ți se răpească capacitatea de mobilitate este cea mai groaznică chestie. Adică e una dintre. Adică să nu te poți mișca, să depinzi de ceilalți tot timpul. Și mă gândesc, cum ar fi să ai chestia asta toată viața? Este groaznic. Și nu, așa că te gândești un pic și zici, bă, vreau să-mi fie mie bine pentru următorii, hai să zicem, 48 de ani. Nu-mi trebuie 49, dar 48 de ani, următorii 48 de ani. Am un prieten foarte bun, am mai povestit la emisiune, Rică îl cheamă, care are o chestie foarte interesantă, a împlinit și el 50 de ani și așa. De fiecare dată când întreb ce face, bă, dar se duce la sală, are grijă de el, are grijă ce mănâncă și face tot felul de activități. Și spune, eu acum, de fapt, îl construiesc pe ăla care vreau să fiu peste 10 ani. Și mi-a rămas asta în cap, știi? Adică păi, el lucrează... Adevărul e că trebuie să ai grijă un pic de ăla, adică de și la tu acum 60. Tot ce faci, te construiești pentru tine, pentru următorii ani. E clar că trebuie să ai grijă. Adică că nu poți să pretinzi că dintr-o dată la 60, gata, domne, de mâine sunt... Nu, dacă ai mâncat prost și dacă ți-ai bătut joc de tine până la 60, nu poți. Poți doar să diminuezi niște lucruri. Și acum suntem într-o diminuare, că mă uit în jurul meu, unii au grijă de la 30 de corpul lor. Înțelegi? Sau de ceea ce mănâncă. Eu nu regret ce am făcut. Nu regret. Ăsta sunt acum, când o veni, Doamne, Doamne, mă lua așa cum sunt, cu bune, cu rele, cu vorba aia, cu carne, cu oase, mai mult carne, oase, slană, ce-o fi. Înțelegi? Adică nu regret. Dar dacă pot îmbunătăți niște lucruri în viața mea, vreau să fac. Pentru că vreau să fiu bine pentru mine, în primul rând, e foarte mult, pentru mine și pentru familia mea. Și pentru meseria mea, dacă vreau să o fac. Și ce alte schimbări mai faci? Păi, nu, ideea e că acum chiar vreau să, cum să zic eu, să le pui și în practică. Să pun în practică. De-aia am și hotărât. Măi, am aceste două lungmetraje pe care le fac. Vreau să vedem. E foarte importantă organizarea. Știi că noi le fac, las că le... Nu! Hai să vedem un program. Când? Cum? Până acolo faci scenariu. După aia. Adică să mai fie stilul ăla haotic nu, pe care nu poți. Nu poți, pentru că nu-ți permiți. Nu-ți permiți, pentru că trec anii aiurea din viața ta. Eu consider că mult mai multe lucruri puteam să le fac mult mai repede. Nu le regret. Se pare acum când ai stat acasă cu operația, că ai observat copiii că parcă au crescut mult prea repede. Ba da, și bine, dar asta regresi tot timpul. Dar n-ai avut senzația, dar acum parcă e mult. Acum mult mai bine vezi când stai mult acasă, știi? La mine asta am realizat în pandemie. Deci în pandemie, pentru că tot așa am stat luni de zile acasă, știi, am realizat chestia asta și normal că îți dore, m-am bucurat mult că pot să stau. Și atunci cumva zic, bă, vreau să fiu mai bine pentru ei, vreau să stau mai mult cu ei, vreau să petrec mai mult timp cu ei, vacanțe sau nu neapărat vacanțe, pur și simplu, să petreci mai mult timp cu ei. Adică e foarte important, e foarte important pentru că dincolo de, știi, dincolo de toate câte ți se întâmplă profesional, tot acasă te întorci, tot acasă e acolo unde ți-e bine, tot acasă te reîncarci, tot acasă sunt cei care, cum să zic eu, bune cu rele te acceptă. Așa este. Înțelegi? Eu mă bucur, știi, că povestim despre toate lucrurile astea, pentru că poate mai sunt mulți oameni care au trecut prin lucruri asemănătoare și îți dau seama, de fapt, că indiferent că apar la televizor sau nu, se întâmplă lucrurile astea și ție, care poate ești un simplu telespectator, știi? Da, ideea e că, măi, nu ne, am luat o hotărâre, clar, vreau să fiu mai bun cu mine și cu trupul meu, să nu mai bat joc atât de mult de el. Înțelegi? Dar asta nu înseamnă că îmi refuz, cum să zic eu, lucruri, dar nu trebuie să le facem fiecare zi aceste lucruri. Deci asta e schimbarea clară. Da, e foarte importantă schimbarea. Mișcarea, adică, pentru că acum faci și recuperare. Mișcarea, da, păi fac aproape 4 ore pe zi, fac de fizioterapie, de kineto. 4 ore pe zi? Da. Păi tu nu ai făcut atât. Înseamnă că pe mine mă fraieresc ăsta. Nu, înseamnă că tu ești mai serios în privința asta. Nu, păi de la mine prima oră face aia, mamă, deci este prima oră doar trec de zona mea de confort. Adică e trag din dinți de ăsta, mai curge o lacrimă, nu contează, e a ta, e de la transpirație, nu știu dacă e de durere sau nu. Și abia după aia, adică la mine 3 ore jumate minim, adică 5 zile pe săptămână, 3 ore jumate și plus după aia acasă când nu ai. Și dacă tot am zis. Am zis că fac la picioare. Am zis, bă, de ce să nu mă ocup și de partea de sus? Înțelegi, de ce nu să nu fac zeu?
Deci, practic, Pavel Bartos, adică la să nu fiu doar România un semizeu, talent. Să nu fiu doar un semizeu. Am zis, bă, să fiu zeu complet. La înțeleg? România au talent, o să-l vezi pe prietenul nostru, Pavel Bartos, Pătrățele. Și mă, deci, la următor România au talent, cum să la zic eu? La mai eu prezentat. O, la mai eu. Dar din greșeală și tot timpul o să mă mănânce, știi? Adică, și o să vreau să dau jos. Dar, uite, vezi, vineri asta, începe România asta, au talent. Începe România au talent. Da. Un show așteptat de o țară întreagă. Vai, și eu aștept și mă uit așa la mine. Cum bine, a fost sezonul ăsta? E 14 fenomen. Păi, știi cum e? Toată lumea te întreabă, mai sunt talente, mai vin. Băi, mai vin. Și nu că vin. Sunt demențiale. E chiar vin, un, care e chiar un s-au sezon născut fenomen. Atunci când a început România au talent. Aia mamă, se deci asta e cel mai tare. Știți, dar mai sunt unii care zice, părinții mei erau mari fani și atunci, cred că, nu știu, în timp ce se uitau la România au talent, l-au conceput sau nu știu cum, știi? Adică se mai întâmplă și astfel de lucruri. Da, uite, o să înceapă vineri România au talent. Ba, abia aștept. Ăsta e seara de vineri pentru mine și pe familia mea. Este, cum să zic eu... Și pentru mulți români, da, adică este știi momentul cum? Cel mai așteptat. E sărbătoare, e cu roșu în calendar, înțelegi? Mai ales că acum e sezonul fenomen. Dar credeți-mă, aveți ce vedea. Iar juriu într-o formă de senzație. Bine, iar prezentatorii sunt... Inegalabil. Nu, dar adevărul, uite ce mă bucur că, uite, de fapt îmi face bine că încep să revin. Și faptul că am venit la emisiunea ta mi-a făcut bine. Pentru că încep să revin la zici. Rutina mea. Uite, mă uitam pe, la teatru, că tu, bă, dar când încep spectacolul la teatru? Uite, pe 9 martie, One Man aproape show, spectacolul așteptat de toată lumea. Zic, bă, dar când joci? Duminică, pe 10, nepot obez. Deci abia aștept. A, plec în diasporă cu One Man aproape show, la Bruxelles și Frankfurt, pe 16 și 17 martie. Adică, dragi români, de acolo. Pe băi, 16 martie? Da. Unde ești? La Bruxelles. Ce și tare. Știu, am aflat că e și tati part-time acolo. Și uite, am zis, bă, facem, punem un pariu că românii vor umple ambele sări. Da, sunt convins de asta. Pe 16 martie, pe 16 martie la Bruxelles, la Londra, Bruxelles, da, și München. Da. E, pe 16 martie eu am One Man aproape show la Bruxelles. Înțelegi? Să vă uitați pe, cum să zic eu, top pe Euro Instagram event. Sau pe, pe Instagram, Facebook. Da, așa. Să vă uitați că vă spunem de unde vă puteți lua. Și după aia, pe 17, la Frankfurt. Iar pe 4 martie am premiera, că iarăși asta mă bucură, pe atunci am premiera Escu la Chișinău, la Teatrul Național Satirei Cuzea din Chișinău, și după aia la sfârșit de martie, încă nu știu exact data, aici în București. Eu zic să ai multă baftă și să faci recuperarea asta cum da. Trebuie și mă bucur tare că ai venit. Eu acum fug la recuperare. Da? Jur, acum fug la recuperare. Și în cealaltă parte a Bucureștiului. Mamă, deci este... Deci dacă e ceva, jur. Și mi-am luat ca să fac în mașină. Dar nu pot face foarte multe mașini, că e cu piciorul. Și ce vrei? Și nu pot. Și fac atunci pentru mână sau pentru altceva. Deci tu să faci ceva. Da, da. Exact așa eram și eu. Mi-aduc aminte fix toate măi, momentele astea pe care le povestești tu, parcă le-am retrăit. Eu că acum un an de zile am făcut da. Același lucru. Na, vezi? Te mai inspiră oamenii, știi, din jurul tău, știi? Adică eu sunt mulțumit de aceasta. Eu sunt foarte fericit că am făcut operație. Tocmai de aia le spunem oamenilor, dacă au o problemă de sănătate, să încerce să o trateze, să nu o lase și să nu te duci doar atunci când te doare, știi? Bine, acum dacă ne-am fi atât de deștepți din prima, ar fi senzație, dar știi cum e. Acum învățăm și noi din adevărul celorlalți. Da, dar știi cum e, când le spui oamenilor, parcă poți să faci așa un declic. Păi da, dar știi cum omul de acasă o să spui, hai bă, ce să zic imediat, acum ți s-a întâmplat și îmi spui tu mie. Da, băi, oameni buni, ăsta este adevărul nostru, nu înseamnă că e și adevărul vostru, dar noi vă salvăm din... niște ani de căutări și de suferințe. Nu știu, habar n-am. Pavel Bartos, oameni buni, România au talent, începe vineri un nou show. Mulțumesc mult, Pavel. Noi continuăm după o scurtă pauză de publicitate. Îl avem pe doctorul Saba, vine alături de noi să vorbească despre somn. Știi cât de șmechere, da, doctor, știu, e tare. Știu. Sunt un fan. E tare, tare, sunt doctorul. Da. Doctorul Saba o să povestească imediat despre somnologie și nu numai. Ne întoarcem imediat. Câte probleme.